Multe dintre suplimentele alimentare pentru copii conțin coloranți, conservanți sau exces de zahăr. Cum facem distinția între medicamente și pilulele care fac mai mult rău decât bine? Aflați la rubrica Black Bun. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Leac Bun, ghidul alegerilor inteligente pentru sănătatea dumneavoastră. Vrei să ai copilul sănătos în iarnă, îi cumperi un supliment cu vitamine și minerale și te trezești cu copilul mai bolnav decât era înainte. Pentru a discuta despre toate aceste lucruri și a lămuri exact cum ajungem în situația asta și, mai important, cum ne păzim, l-am invitat alături de noi pe președintele Infocons, domnul Sorin Mierlea. Bună dimineața! Bună dimineața și îmi place titulatura asta, Leac Bun. Important este, până la urmă, să și alegem leacul bun. Hai să vedem că leacuri toată lumea se laudă că are, nu? Până la urmă, important este să citim eticheta, ca la orice produs. Că discutăm un produs agroalimentar, că discutăm un produs de îngrijire, dar când discutăm despre suplimente alimentare... Mai ales pentru copil care... În general, dar când discutăm despre copii, trebuie să fim de două ori mai responsabili și mai atenți. Până la urmă, copilul săracul nu are nicio vină. Noi suntem cei care decidem ce cumpărăm, ce îi dăm și cum îi dăm. Când cumpărăm un astfel de produs, în primul rând trebuie să ne uităm ce ingrediente are, să ne uităm modul de depozitare, termenul de valabilitate extrem de important, iar dozajul este iar extrem de important, fiindcă chiar dacă el în conținutul lui nu are conservanți, nu are coloranți și este un produs extraordinar, prin esențele respective și toate ierburile, fructele sau ce ori fi acolo combinate, trebuie să respectăm exact ceea ce scrie. Doi la mână, sunt tot felul de suplimente sau tot felul de poțiuni de astea magice, descrește părul, te slăbește, vezi mai bine, memorie pentru copii la școală, nu mai doare dintele, îi crește dintele. Stă cu minte. Și atunci, din această perspectivă, un astfel de produs trebuie neapărat să aibă viza Institutului de Bioresurse Alimentare, care este organismul care pe teritoriul României certifică un produs că este în conformitate. Dacă găsim ceva cu un ambalat frumos, cu, nu știu, niște ursuleți gumați, care chipurile au vitamina C, dar de fapt eu conțin foarte mult zahăr. Trebuie să ne uităm exact ceea ce conțin, fiindcă pe lângă faptul conțin zaharuri, conțin diferiți conservanți, coloranți, trebuie să fim foarte atenți că dacă cumpărăm un astfel de produs, Doamne ferește, mai cumpărăm că copilul poate este bolnav și îl doare gâtul și zice că dăm un supliment alimentar, să-i mai dăm și o vitamina C și îi mai dăm, să spunem, o tabletă de suc. Dacă ne uităm la fiecare, conținutul de zahăr este foarte mare, coloranții, conservanții sunt foarte mulți și ne trezim cumulați, cu altă cumulați, îi mai punem copilului o, nu știu, o margarină, o felie de pâine la care am zis că o luăm mai ieftin, i-am făcut un pachet în care s-ar putea, nu neapărat că explodează, dar ar putea să aibă anumite reacții. Și atunci, din această perspectivă, informarea pe acest segment este extrem de importantă, iar eu sfatul care îl dau de fiecare dată, mai ales pentru copii, în momentul în care găsim un produs pe care scrie niște, o terminologie de asta foarte abracadabandă, chimizată, și eu n-am fost foarte bun la chimie și atunci mă feresc, mai bine lăsăm produsul în raft. Deci dacă nu înțelegem ce scrie pe etichetă, l-am lăsat acolo. Mai bine să lăsăm produsul în raft, fiindcă dacă vrem să luăm un supliment alimentar de vitamina C, să ne uităm să aibă vitamina C. Dacă vrem să cumpărăm, nu știu, o tabletă de suc care să fie de vitamina C, păi să aibă vitamina C. Dacă începe are și acolo glutamat de nu știu de care, potențiator de nu știu de care, colorant, beta-caroten și tot felul de minuni, sunt niște, nu mă pricep, mai bine le las în raft. Dar dacă totuși ne ducem și pe segmentul acesta, ar fi bine să fie la sfatul doctorului, la sfatul farmacistului, iar pe produsul unde scrie cantitatea zilnică estimată sau doza zilnică recomandată, să ținem minte că este calculată conform legislației pentru un adult de 30 de ani, cu un consum de 2000 de kilocalorii, ceea ce înseamnă că ar trebui să îl împărțim bine de tot către un copil. Fiindcă dacă copilul meu are 5 ani și este poate mai bolnăvicios, nu stă mai mult pe la calculator decât face mișcare și așa, să fim foarte atenți, fiindcă toate acele zaharuri, aciduri, citric și tot felul de lucruri sunt destul de complicate. Din această perspectivă am lansat o aplicație gratuită, aplicația Infocons, unde îți explică fiecare E, îți crește nasul, îți crește nu știu ce, are o problemă sau nu are o problemă și deci, contraindicațiile pentru copii. Părintele, dacă are un dubiu, intră pe aplicația și asta, și este o aplicație, nu? În care îți explică într-un limbaj simplu, indiferent că omul este sudor, că este casnic, că este actor sau că este academician, înțelege, fiindcă avem două lucruri. Are contraindicații și dacă are contraindicații, ce contraindicații, iar pentru copii am făcut un buton, apeși și toate eurile care sunt contraindicate copilor sunt afișate. Astfel că depinde de noi să fim responsabili, depinde de
noi să vrem să facem lucruri și produse care se cumpără de pe internet, să fim foarte atenți, mai ales la aceste suplimente alimentare, care vin de pe niște site-uri de nu știu pe unde hostate, nu știm unde au fost făcute, dacă ceea ce scrie pe etichetă chiar corespunde cu ceea ce se regăsește în produsul respectiv, iar substanța aia activă dacă chiar există. Și să nu păstrăm astfel de produse de anul ăsta până anul care vine, dacă chiar ne-au rămas, fiindcă și ele au termen de valabilitate. Domnule Mierea, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile utile pe care ne le-ați dat, iar pe dumneavoastră vă aștept în continuare aici, la Leac Bun, la Ghidul Alegerilor Inteligente pentru Sănătatea Dumneavoastră.